Nu mai este aglomerație la centrele de vaccinare de la fostul liceu agricol din Slatina. Dacă în luna octombrie oamenii stăteau la coadă pentru imunizare, acum doritorii vin în număr mai mic. Sunt în continuare cereri atât pentru administrarea primei doze, dar și pentru doza 3. La a treia doză sunt, da. Nu-mi place că multă lume nu vrea să facă vaccinul, ar trebui totuși să facă, că vedeți cât e de rău. Familie s-au vaccinat toți? Toți s-au vaccinat, până și copiii. Deci fetița de 20 de ani, nepoțica de 15 ani, da, s-au vaccinat. A treia doză sunt. Da. Tot Pfizer? Tot Pfizer. Nu cred ei, dar au fost mulți care n-au crezut și li s-a întâmplat. Trebuia făcut. Asta este, trebuie să ne tratăm, să scăpăm de ea. Este bine așa? Este bine așa? Este prima doză? Nu, doză. Și cei din familie sunt vaccinați? Nu toți. Sunteți bine? Da. Reprezentanții DSP spun că se observă o tendință de scădere a adresabilității la centrele de vaccinare față de luna octombrie, când se înregistrau și 3.000 de vaccinări pe zi. Stăm ceva mai bine, în schimb, la numărul celor care se imunizează pentru prima dată, spun autoritățile. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Olt, 1.829 de persoane s-au prezentat pentru vaccinarea împotriva infecției SARS-CoV-2. Dintre acestea, 647 de persoane s-au prezentat pentru administrarea primei doze de vaccin împotriva infecției COVID-19. Și persoanele cu deficiențe de auz și vorbire s-au aflat printre cei care s-au imunizat astăzi. Doamna, spre exemplu, ce doză face? Pfizer și este la rapel. La rapel. Dumneavoastră, câte ați făcut? A doua doză, le-am făcut tot cu Pfizer. Urmează în decembrie să fac a treia. Până acum sunt în jur de 24 de persoane domiciliate în Slatina și pe cameră video, pe cameră web la Caracal, 4 persoane care s-au vaccinat, în general cu Pfizer. Iau legătura cu noi și ne roagă să venim să îi sprijinim pentru completarea chestionarului, pentru detaliile pe care trebuie să le primească după vaccinare, după rapel. Centrele de vaccinare organizate la fostul liceu agricol din Slatina sunt deschise zilnic de la ora 8 până la 20. Continuă și acordarea voucherelor în valoare de 100 de lei pentru cei care au schema completă de vaccinare. Sunt eliberate în continuare tichetele pentru cei vaccinați în luna septembrie.